Există un interes mare în ceea ce îl privește pe Gabriel Cotaviță, da? Știți mai multe despre ceea ce i s-a întâmplat? Sau în ce nu mai multe decât ce au comunicat medicii oficial. Și ați văzut comunicările. Vi s-a solicitat în vreun fel ajutorul? Mie personal nu beneficiază, beneficiază de același tratament pe care l-ar primi orice pacient care ajunge într-un spital de urgență de acest rang cum este Spitalul Floreasca. Vă pot asigura că este un spital și bine dotat și cu oameni foarte buni și cred că și am văzut că familia și a spus lucrul acesta. Este un spital de STEMI care e în programul de infart și de boli cardiovasculare, deci sunt toate programele, există toată aparatura. Da. Ce să zic, acum sper, într-adevăr, a fost o problemă de sănătate destul de gravă. Da, mulțumesc.